România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Procurorii au deschis două dosare penale după prăbușirea podului din județul Neamț la finalul săptămânii trecute. Un dosar este pentru vătămare, altul pentru abuz în serviciu. Vinovații vor fi găsiți peste ani, desigur, dacă vor fi găsiți. Dar noi, ca opinie publică, suntem datori aici cu o judecată, pentru că până acum știam noi că infrastructura, construcțiile din țara asta sunt neîngrijite, nu se repară, că mai e sărăcie și paragină, dar nu știam că ne cad și în cap, că ar putea să ne omoare. Despre asta e vorba. Și mai știm noi ceva, că de ani buni, programele politice prin care se face infrastructură sunt niște mașinuțe de furat din banii publici. Unde în această poveste se întâlnesc aceste credințe sau dacă ele sunt adevărate, ne putem întreba. Dar putem să întrebăm ceva mult mai greu, mult mai profund. Oare după ani buni de plecat din România, de lipsă sau din cauza lipsei de atractivitate a salariilor, mai sunt constructorii români la nivelul acela în care să ne ofere meserie și siguranță? Întreb și asta. Ce date avem? Ce fapte avem? Câteva care ne dau o imagine îngrijorătoare. Podul dintre Sagna și Luțca a fost construit acum 50 de ani. Are probleme încă de la construcție. Primele dintre ele au fost descoperite în 1976. Podul a intrat într-un regim de monitorizare specială. Acesta viza structura sa de rezistență. O expertiză din 2018 găsea probleme mari ale podului. Ziarul Libertatea citează expertiza și arată că în ea se vorbea de lipsa betonului de acoperire a armăturilor, exfolierea betonului de nivelul tablierului, de la nivelul tablierului, de armături fără strat de acoperire, de coroziunea armăturii, de beton cu aspect friabil sau deformații ale tablierului în deschiderea centrală peste valorile admise. Am citat din raportul ăsta. Defectele au fost constatate și la piloni, unde era prezentată eroziunea betonului. Chiar și după capul nostru, care nu suntem constructori sau experți, asta nu sună foarte bine. Dar expertul punea pe masă două soluții de rezolvare, zice Libertatea. Una mai grea, mai complexă, care înseamnă refacerea podului. Alta mai simplă, cu o modernizare, o cosmetizare, niște lucrări de reparații. Conducerea județului Neamț mai cere o expertiză care arată că soluția mai ușoară e destul, domnule, în cazul ăsta se poate face. De ce s-a făcut acest lucru, e foarte greu să spun. Eu zic că ar putea să fie și lipsă de bani sau celebrul românesc merge și așa, ar putea să fie mai multe lucruri aici. Constructorul ales face o lucrare pe măsura proiectului pus la dispoziție, adică reparațiile acelea, dar fără a intra în structura de rezistență. Ce mă miră pe mine aici este faptul că un constructor bun vede cu ochiul liber ce se întâmplă, da? Cât de veche este și cât de proastă este lucrarea respectivă și ce nevoie de ajutorare. Aici îmi lipsește mie o verigă. A văzut și n-a spus, a spus și nu s-a luat nicio măsură de autorități, sau poate nici nu a simțit că sunt alte probleme. Poate n-a văzut, domnule. Iar autoritățile, respectiv domnul Arsene, președintele Consiliului Județean, de ce ar fi spus că totul este sigur? Adică ei așa au zis, da, domnule, am făcut aici o treabă, brici merge. Au fost înșelați sau i-au păcălit pe oameni? Noi nu suntem procurori, nu avem răspunsul la întrebările astea, dar aici vin procurorii, ei caută răspunsurile astea, le lăsăm în seama lor. Ca societate avem însă întrebări generale de pus, pentru că aici trebuie să trăim un pic mai bine și mai sigur. Așadar, 0372069599. Repet acest număr de telefon, puteți să ne sunați de oriunde. 0372069599. Ce credeți că s-a întâmplat acolo, cu podul din județul Neamț? Este greșeala constructorilor sau a autorităților? Dar mai are România constructori de calitate, oameni buni, care să vadă ce e acolo, da? Și vă aștept, desigur, cu exemple de lucrări îndoielnice de unde trăiți voi, din zona în care sunteți, că sunt sigur că voi știți mai bine ca noi de fiecare dată ce se întâmplă acolo. 0372069599. Mă uit și la mesajele de pe Facebook atât cât am timp și cred că putem porni această dezbatere
Primul care ne-a sunat este Claudiu. Salutare! Salut, Cătălin! Sunt chiar din Neamț și am sunat să atrag atenția asupra altui pod, dar mult mai periculos decât cel care s-a prăbușit. Locuiesc undeva în Pângărați. Acel pod, cred că tot 70 de ani are, trece peste un canal, distanța până la apă este de 15 metri, iar adâncimea 10 la apă, fiindcă este barajul de la Pângărați. Pe acel pod circulă zilnic, indiferent că e luni, că e duminică, cel puțin 20.000 de mașini, din care 500-600 sunt camioane grele, cu 40-50 de tone încărcătură. Dacă treci pe sub el, se vede cum pilonii de susținere sunt crăpați. El face legătura între Piatra Neamț și Bicaz. Tu ești în zonă acolo? Adică ești un om care locuiești? La 2 kilometri de el. Ai ca localnic idee dacă s-a făcut expertiză, dacă s-a uitat cineva la el? Sau? Da, în momentul de față este semaforizat, dar se circulă doar pe un sens. Dar podul are tot, aproape 200 de metri. Da? Un camion de 50 de tone se poate prăbuși foarte ușor. Iar traseul ăsta, Piatra Neamț-Bicaz, din 15 în 15 minute, se face transport de persoane. Și acele microbuze au câte 18 persoane. Da? Dacă intră pe un sens, da? Nu știu, în 200 de metri în cap, cât? 7, 10 mașini? Acum, noi nu vrem să-i speriem pe oameni. Asta este doar ceva ce ai văzut tu, dar bănuiesc că dacă... Ok, bun. Iar referitor la domnul Arsenie, când au fost alegeri? Acum 2 ani? Da. Înainte de podul de la Pângărați, a fost un pod la Vaduri, care s-a reabilitat în 4 ani de zile, tot la fel. Dar ăla era peste un pârioaș, avea distanță de cădere 2 metri, 2 metri jumate și a luat 4 ani să-l reabiliteze. S-a circulat tot la fel pe un sens. Dar voi sunteți locuitori... Așa. Domnul Arsenie fură foarte mult în județul Neamț. Ne, cu asta nu pot să fiu de acord când sun la radio și spui că domnul... Da. Abar n-am ce face domnul Arsene când o să aibă dosare penale sau să fie rezolvate. Făcut campanie, deci chiar la alegeri a venit, la fel cum a făcut cu podul ăla de la Sagna, da? Să se filmeze, ia uitați ce pod frumos am făcut noi peste un pârâuaș care are 20 de metri și i-a luat 4 ani de zile. Ăsta de 200 de metri, câți ani o să ia? Sau, Doamne ferește, să se prăbușească. Dacă treci pe sub el, fiindcă este cale de acces pe sub el, se vede cum pilonii sunt crăpați. Sesizarea cum să o fac? Decât prin presă. Că de pomană depun eu la Consiliul Județean sau la primăria locală. Da. Ca idee, ca locuitor al județului Neamț, ce idee ți-ai făcut tu despre ce s-a întâmplat acolo în vecinătatea ta? La Sagna sau aici, la mine? La Sagna. Ce discută oamenii între ei, așa? Zona aia este înspre Roman. Eu sunt înspre Bicaz, Piatra Neamț-Bicaz. Dar nu cunosc foarte bine zona. Dar oricum, treabă de mântuială, șpăguială și dezinteres total față de comunitate, față de sănătate, față de... de viața omului. Da, e bună observația asta. Mulțumesc tare mult. Cineva știa că acolo sunt probleme mai mari decât cele reparate. Procurorii or să afle cine a fost omul acela. Dar de ce să te încarci cu un asemenea lucru? De ce să iei pe umerii tăi? Sau poate pur și simplu nu ne pricepem noi la construcții. Și oamenii zic, dumne, stai, domnule, că e ceva firesc aici. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, salut, Cătălin. Eu pot să spun cum arată piața asta construcțiilor din punct de vedere al unui beneficiar privat, care a avut în ultimii 10 ani foarte multe autorizații de luat pentru depozite, acum pentru o fabrică și așa mai departe. În cazul acestui pod, principala vină, cum mă văd eu, este a proiectantului. Dacă a fost o expertiză
care a spus că soluția mai bună era construcția unui pod nou, înseamnă că cineva și-a asumat un proiect prin care a garantat rezistența acelui pod în forma în care el exista. Constructorul nu face altceva decât să respecte parametrii pe care un proiectant, în baza unui studiu mai amplu, îi pune la dispoziție autorităților, iar autoritățile la probă. Bun, poate exista și varianta în care constructorul nu a respectat proiectul. Dar primul pas este ca acel proiect, așa cum a fost el avizat, și acel arhitect, și acele studii care s-au făcut de rezistență, să fie, în primul rând, verificate. Din experiență pot să spun că foarte mulți proiectanți în România azi lucrează pe ce vrea beneficiarul, nu pe ceea ce crede că e bine. Dar eu pot să te întreb un lucru, îți întreb, discursul tău are o logică, până la un punct. Acolo vine un constructor care desface lucrarea respectivă ca să o prepare, să o reabiliteze. Ca și un expert, omul acela care e constructor de profesie, cred eu, sau după capul meu, ar fi că vede problemele apărute și atunci se duce către beneficiar și zice... E mai mult decât ce-ți fac eu. Vă trebuie și structură și consolidare. Vedeți că pilonii au probleme. Ce vă fac eu nu ține. Nu? Cătălin, așa ar fi ideal, dar nu mai este așa. Cu multe firme de construcții nu mai au experți în rezistență care să poată merge pe șantiere sau să poată face evaluări pe care să le pună la dispoziție autorităților. Și chiar dacă să zicem că ar avea, decizia nu-i aparține. El ce poate să facă este să informeze beneficiarul, să-i spună că proiectul așa cum a fost avizat inițial nu este fezabil și tot proiectantul este cel care trebuie să schimbe. Dar în general aici a însemnat ca acel constructor să aibă pe cineva cu expertiză. Nu trimiți un mail și spui proiectul e greșit. Tot trebuie făcute niște teste, niște evaluări la fața locului. Eu cred că în cazul de față trebuie să verificate dacă acel constructor a informat. Dar dacă acel constructor avea o expertiză de evaluare tehnică, mulți nu au astăzi. Este o criză de personal, repet, inclusiv la firmele care fac proiectele, dar nici la constructor. Este o criză de personal în administrația publică care autorizează. Eu, de exemplu, am proiectul unei fabrici la care aș fi autorizația de 2 ani de zile. De 2 ani. Și de 2 ani nu pentru că nu știu ce s-a întâmplat, ci pentru că autoritățile nu au oameni capabili, temele sunt foarte lungi pentru că nu am oameni cu expertiză care să înțeleagă un proiect, care să-l avizeze, care să poată gândi în ziua în care ne aflăm. Dar de ce nu? Înțeleg să nu fie în piața privată, unde, sigur, banii nu mai sunt buni. Dar la stat, ei de ce nu au? Păi, majoritatea au plecat în zona privată pe dezvoltare imobiliară. Asta este adevărul. Pe zona industrială, de exemplu, unde noi activăm, lipsa de personal este acută atât în ce înseamnă contractarea unor servicii private, cât și ce înseamnă autoritățile locale sau centrale. Boom-ul imobiliar din România a făcut ca majoritatea oamenilor să meargă către piața care s-a dezvoltat și unde este mult mai ușor să faci un profit și să construiești, și anume piața imobiliară, rezidențială. Iar partea de lucruri publice și partea industrială este într-o mare criză de personal, din orice punct de vedere. Să vorbim de medie, să vorbim de studii tehnice, topografice. Dă-mi și un exemplu. Cât câștigă un inginer bun? Uite, puteți să ne sunați la 0372069599. Cât câștigă, domnule, un inginer bun de construcții pe partea asta? Eu pot să spun cât am plătit eu, nu știu cât câștigă un inginer. Eu pot să spun că ultimul proiect care era destul de simplu și anume trebuia modernizarea unor spații de depozitare, tot proiectul pentru a fi depus la autorități, pentru a fi avizat, pentru a se lua autorizația de modernizare, a costat aproximativ 150.000 de euro. Asta ai plătit tu, 150.000 de euro, da? Da, toate studiile pe care legea mi le cere, oamenii care trebuie să le facă, nu vorbesc de autorizație, vorbesc de studiile pe care legea mi le cere ca să poți să autorizația de modernizare. Normal, asta diferă în funcție de suprafață, în funcție de ce rezistență ai acolo, dar costurile sunt destul de mari. Asta e o sumă importantă. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Uite, am aflat ceva. Deci banii mulți există în toată povestea asta. Și atunci, unde e problema, prieteni? Eu nu sunt aici politician, o să zic repede, PSD-ul sau PNL-ul sau USR-ul a făcut ceva, dar poate o lămurim și pe asta. Oare programele astea de gen PNDL, că podul ăsta e și pe zona asta, da?
Oare sunt ele competitive? Aduc cea mai bună experiență? Cei mai buni constructori? Sau e o cârpeală generală asta care dă un var acolo și zice, las domnule, merge și așa. Damian, salutare, ce crezi? Nu mai e Damian. Gabriel, bine ai venit. Ama, nu mai e niciunul. Asta era întrebarea mea în momentul acesta. Credeți că într-un fel sau într-altul oamenii ăștia și-au făcut treaba? Stau să mă gândesc aici pentru că la mine rămâne acest mare semn de întrebare. Când te apuci de o lucrare, când te apuci de o construcție, când te apuci să-ți faci treaba respectivă, vezi că nu funcționează, că nu e în regulă. Ce faci? Te duci la Consiliul Județean Neamț și spui, prieteni, nu a mai mers lucru, nu merg lucrurile cum vreți voi. Marian, salutare, bine ai venit. Sănătate, Doamne ajută, din Bihor deranjăm. Nu te ajută. După părerea mea, într-un șantier, rect de cum a fost podul acesta, doi Dumnezei, ca să numim așa între ghilimele, așa. Responsabilul tehnic cu execuția din partea constructorului și beneficiarul din partea autorității care este Consiliul Județean, am înțeles, în zona indicată din Moldova. Deci, după ce se trece de faza de proiectare și verificatorul de proiect conform legii 10 în construcție avizează lucrarea, proiectul, îi se dă, se lansează o licitație sau încredințare directă, depinde despre ce este vorba, și se trece la execuție. Din momentul acela, responsabilul tehnic cu execuția, mă repet, și dirigentele de șantier sunt cei doi Dumnezei, așa între ghilimele, pe șantier. Fără ei nu trebuie să miște sau nu ar trebui să miște nimic. Trebuie să existe un plan al calității, mă înțelegeți, care trebuie respectat, trebuie avizat de constructor și trebuie aprobat de beneficiar. Și acela punct cu punct, etapă cu etapă, trebuie respectat. Marian. În fazele determinante, numai okay. O secundă, te rog, numai fazele determinante unde este implicată și ISCE, în Inspectoratul de Stat sunt în Construcție. Sunt foarte de acord cu tine, dar pe lanțul acesta, mulți dintre oameni știau că există o expertiză care arăta că acest pod are nevoie de o reconstrucție capitală. Cum s-au uitat toți acești oameni la această problemă? Cum s-a făcut? Cum de i-a lăsat sufletul, mintea să facă asta? Ce nu înțeleg eu aici? Trebuie să spun din capul locului că soluția dată de acel expert care este obligat să dea și soluție pentru remedierea problemei, răspunde, să zicem, cu capul de ceea ce a dat acolo. Omul a zis, domnule, trebuie să-l refaceți. A dat două soluții, una mai grea, una mai ușoară, dar toate datele arătau că soluția grea este mult mai necesară. Pe mine asta mă miră. De ce atâția oameni cu minte, președinți de consilii județene, constructori, autorități locale, Inspectoratul de Stat în Construcții, cum a gândit ghemul ăsta? Trăim în România și trebuie să fiu de acord cu asta că, virgulă, interesul primează. Interesul financiar, ca să nu ne mai ascund. Știi, acum... Deci sunt foarte mulți bani în joc. Ai întrebat adineauri... De exemplu, un diriginte de șantier. Eu sunt autorizat ca și responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier, dar pe partea de MEC, pe dotări tehnice industriale, mă înțelegeți? Nu pe partea efectivă de construcții. Dar nu pot să gândesc ca un om cu scaun la cap, ca să mă exprim așa. Un diriginte de șantier câștigă în genere la lucrarea asta care am înțeles la antevorbitorul anterior undeva la 150.000 de euro, câștigă între 2 și 3% din valoarea lucrărilor de construcții montaj. Deci asta este partea lui. Salariul lui, remunerația lui, cum ar veni. Sau a firmei de consultanță care a fost angajată. Nu erau doi, deci o sumă mare. O sumă mare de bani. Pe suma, uite, responsabilităților. Ești diriginte de șantier. Da. Spune-mi așa, dacă te duceai pe podul ăsta, care era desfăcut, da? L-au desfăcut când a început lucrarea de reparații și vedeai ce e acolo, ca expertul ăla. Vedeai exact ce v-am citit eu, domnule, că e coroziune, că e fisurat, coroziunea armăturii, beton cu aspect friabil, deformații ale tablierului, etc., etc. Ce-ai fi făcut, omenește? Am și anticipat întrebarea și răspunsul mi este foarte simplu, pentru că mi s-au întâmplat în județul Bihor, deci spun încă o dată, unde e un colectiv foarte bun
de oameni în Inspectoratul de Stat în construcție, au fost și sunt, chemam inspectorul zonal, care este denumit. În momentul când se depune pentru documentele pentru autorizația de construire, tot te duci și înștiințezi cu 15 zile înainte de începerea lucrării conform procedurilor legale, înștiințezi Inspectoratul de Stat în construcții. Și acela desemnează un inspector. E, cum m-a întrebat, ce făceam? Mâna pe telefon, domnul inspector, Popescu, Ionescu, Ixulescu, care vă rog frumos să binevoiți să veniți în șantier. Și de fiecare dată, n-a așteptat oamenii nici e-mail-uri, nici oficial, a doua zi. Deci pot să zic că în 24 de ore au fost prezenți pe șantier, începând de la stadiul de fundare. Aha. Deci când au fost lucrări noi. Dacă terenul de fundare, începând acel banal pentru unii, natura terenului de fundare, unde trebuie să fie și proiectantul geotehnician. De-aia mă miră faptul că aia n-au fost și... nu specialiști, n-au fost ingineri. Bună observație, mulțumesc mult. Și când vine autoritatea, vedeți aici numirea politică. Vine autoritatea numită politic să verifice ce construiește tot politicul de acolo. Și oamenii ăia onești ar fi spus, bă, vedeți că e o mare greșeală aici. Și autoritatea zice, lasă-mă așa că îl supărăm pe șeful. Apropo, vreau să vă zic și asta, că duminică aici la București se închide pasajul Unirii, da? Ați aflat că s-a certat și domnul Nicușor Dan cu doamna Firea. Din 2017 avem o expertiză care arată că acest pasaj este încadrat în clasa stării tehnice 4, nesatisfăcător, ceea ce înseamnă că prezintă deficiențe serioase la structura de rezistență. Tunelul este traversat zilnic de 60 de mașini. Păi, oameni buni, deci în 2017, la doamna Firea la București, vin unii, fac o expertiză și zic așa, păi, cred, după capul nostru, e posibil să vă pice ăsta în cap. Vine 2017, 2018, 2019, de-abia în 2022 se hotărăște cineva să-l facă? Adică, cum funcționează, mă, țara asta? Da, mi-e greu să înțeleg. Emilian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Aș dori să continui puțin ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme referitor la clasa politică. Cred că totul este, și n-aș vrea să dau doar în ei, pentru că nu sunt doar ei de vină. De vină suntem cu toți. Dar cred că interesele primează. Interesele lor, în primul rând. După care vine partea a doua, care este legată de capacitatea fiecăruia. Și când sunt capacitatea fiecăruia, mă refer aici la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, diriginți de șantier, ingineri, constructori și așa mai departe. Și în ultimul rând, vorba de birocrație. De ce? Cum? Pentru că tot ceea ce s-a sesizat de către constructor, dacă s-a sesizat, așa cum dumneavoastră spuneați mai devreme, totul, fiind vorba despre un proiect finanțat european, este vorba de foarte, foarte și foarte multe hârtii. Ăsta nu cred că e european, cred că e PNDL. Eu așa, adică el a cu banii românești, că dacă era european era mai complicat. Sunt undeva cam tot acolo. De ce? Da. Pentru că este vorba de foarte multe documente justificative. Ceea ce majoritatea constructorilor încearcă să evite să facă. Ei vin, poate, și semnalează anumite probleme întâmpinate în timpul construcției și în timpul lucrărilor. Dar e vorba de foarte multe documente, ceea ce de la sine atrage și întârzierea replăților. Pentru că automat ei, înainte de a face un lucru și de a modifica ceva, sunt obligați să trimite toate aceste documente. Hai să-ți citesc ceva. Vrei să afli ceva care întărește ceea ce spui? Deci, Ministerul Dezvoltării a trimis un comunicat și zice așa: podul de la Luțca nu ar fi trebuit dat în folosință, deoarece lucrările nu sunt finalizate și nici recepționate. Ce zici de această chestiune? De documente, de avize, de birocrație. Exact, pentru că sunt aproximativ în aceeași situație și vă dau un scurt exemplu. Pentru a obține o simplă autorizație de la Compania Națională a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a fost nevoie să fiu refuzat și să mi se refuze documentația și vă spun sincer, documentația era făcută foarte bine. Dar a fost refuzată de către Inspectoratul General al Poliției Locale,
datorită faptului că sunt incapabili și nepregătiți. Pentru că nu a știut să citească normativul după care trebuie eliberat acel aviz. Nu mă miră. Iar lucrul acesta ne întârzie cu foarte mult timp. Și am fost nevoit să aștept undeva la un an și jumătate pentru a obține un singur aviz. Domnule, dar dacă, mulțumesc tare mult, Emilian, dar dacă incompetența de care vorbește aici s-a manifestat în sens invers? Și întreba așa, s-a uitat toată lumea și a zis, domnule, nu-i problemă. O, e problemă, mai ține, uite, facem aici, luăm la pilă și facem. Cineva care semnează Carl pe Facebook zice așa, greșeala autorităților sau a constructorilor? Că asta e întrebarea noastră de astăzi. Eu cred că este greșeala amândurora. Și mai este un vinovat care merită să fie responsabil, noi cetățenii, pentru că autoritățile, cât și constructorii, fac totul în bătaie de joc, pentru că suntem ignoranți și permisivi. Aici vă contrazic. Ce să fac eu, de exemplu, bucureștean, când circul pe pasajul Basarab și știu că nici ăsta nu e recepționat? A, e o surpriză pentru voi? Da. Să știți că pasajul de la pasajul Basarab nu e recepționat pentru că nu sunt terminate toate lucrările. Primăria dă asigurări că e siguranță. Sunt niște lucrări mici pe care le-a uitat, dar nu e recepționat. Da. Unde suntem? Linia nouă, nu? Costel, salutare, bine ai venit la noi. Autorități, salutare, Cătălin. Constructori, unde ești? Salutare, eu sunt pe șantier, Cătălin. Am ținut să te sun, că știu cum merge treburile pe șantier. Sunt la o firmă de 16 ani, construim poduri, două, trei poduri de jos sau de sub pământ, care știe cum se face treaba. Eu zic că la podul ăsta este de vină de la hârtii, de la proiectanți. Proiectantul de la birou nu se compară cu munca după șantier în niciun caz. Șeful meu, care este și administratorul firmei, care consultă proiectul de la cap la cap, nu este ceva în neregulă, nu-i dă drumul la lucrare până nu este avizat și corecția ce trebuie făcut. Da. Noi, ce să spun? Alo? Uite, zic eu ce să-mi zici, Costele, fii atent. Dacă te-ai duce la o lucrare de asta, la un pod, și l-ai desface, da, și te-ai uita că proiectul pe care l-ai primit nu rezolvă ce probleme sunt acolo. Păi, tocmai asta vreau să spun. Ți-am mai spus, am mai vorbit și alții băieți înaintea mea despre chestia asta. Și constructorul are mare vină. Deci în momentul când șeful meu vede că nu este în regulă și trebuie făcut, că este, noi și reabilităm poduri, facem două, trei poduri de reabilitate pe an. Șeful meu când vede că nu este în regulă ceea ce trebuie făcut, nu demarează lucrarea până nu cheamă și pe cei de la CNAIR. Că am făcut poduri și pe DNU și pe aia. Și cheamă pe cei de la CNAIR și de la minister și tot. Și atunci îi dă drumul la lucrare. Nu face treabă de mântuială. E și problema constructorilor. Mulți constructori zice, gata, așa zic proiectantul și aia. Nu, se greșește foarte mult la birou. Munca de la birou nu se, după masă, de la proiectant, nu se compară cu ce e pe șantier. Auzi? Vine și... Te rog, zi acolo. Cine vine? Poftim? Te întrebam cine vine, că asta, s-am luat vorba din gură. La noi pe șantier? Auzi, spune-mi în felul următor. Dom'le, mai știu constructorii români meserie? Adică să mai știe carte? Sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini. Noi ne-am apucat de niște poduri de reabilitare și le-am terminat în termen de 3 luni. Aveam termen la el 9 luni de zile. Alt lângă un pod la 2 km de noi. Nu erau nici la 20% cu lucrarea. Se apucă să facă poduri tot din cadrul oamenilor de mână ale politicienilor, se apucă de la case să facă poduri. Nu este așa ceva. Nu poți să faci tu poduri care ai făcut casă. Nu este așa, nu este așa. Adică zici că sunt niște băieți mână-mână cu politicieni, că lucrările astea... Ceea ce spunea și băieții mai devreme. De interes politic, își bagă firmele lor înaintare. Uite, șeful meu poate a pierdut multe licitații tot din cauza asta. La poduri. Și noi facem poduri și 6 luni de zile am făcut poduri peste autostradă la kilometru 23. Peste autostradă. Se oprea circulația noaptea, am lucrat noaptea noi. N-am încurcat circulația, n-am încurcat nimic. Deci trebuie gândite de la cap la cap. Deci nu poți să te duci cu unul care faci case, căsuțe din alea de 60.000 de euro, să te duci să te apuci din pod. Are o firmă de construcție și politicianul știe ce. Gata, e al meu. Ia și el, iau și eu. Nu este așa. Nu este așa simplu. Cât mai câștigă un om ca tine, muncitor și onest? Sunt un șofer, sunt pe o autobetonieră. Nu pot să vă spun cât câștig, dar da. E bine? Asta întreb. Dacă e bine. E bine, nu pot să vă spun cât câștig, dar e bine. Da.
E bine, dar voiam să știu dacă meseria asta mai e atractivă. Dacă ți-e mai bine aici sau în altă parte. Da, am 16 ani de când lucrez la o firmă, nu poți să pleci. Sunt alții voiajori, pleacă într-o parte în alta. Și asta se întâmplă și cu construcție. De-aia, acolo are vină la podul ăla și proiectantul și constructorul. Deci constructorul nu trebuia să, la șeful meu nu se face așa ceva. La șeful meu când are asta, fază de făcut, păi noi suntem avansați cu termenul și cu toate aia. Și vine consultant, vine dirigit de șantier, vine tot, e toate puse la... Nu poți să faci case sau să faci un kilometru de drum, tu n-ai un utilaj, Cătălin, tu n-ai un utilaj, nu ai un autocreder. Și e un contract de un kilometru de drum. Mulțumesc mult, da. Că se întâmplă și asta. Vedeți că dacă mai săpăm noi mult aici, o să vedeți că piața asta e foarte spectaculoasă aici. Liliana, salutare! Ce ne spui? Alo? Salutare, Liliana! Bine ai venit la noi! Bună ziua! Sunt din Piatra Neamț. Am fost dirigent de șantier. Nu la drumuri și poduri, la instalații, construcții civile... la postul IJGCL, întreprinderea comunală și locativ. Deci, știu ce ar trebui. În primul rând, nu are voie să lucreze decât constructori care sunt, cum a spus și cel dinaintea mea și poate și alții, să lucreze doar dacă au terminat drumuri și poduri. Nu constructor ca mine sau instalator, în niciun caz. Păi trebuia făcută lucrarea în baza expertizei tehnice. La expertiza tehnică nu poate să fie după bunul plac. Ai soluția A și B. Ai o singură soluție care e de bază pentru proiectant. Proiectantul este obligat prin toate acreditările și pe urmă pe alte avize pe care îl ia, tot de verificare proiect, e tabu. Dirigintele de șantier trebuie să vadă foarte bine ce a scris în expertiză și ce a făcut proiectantul. Practic, dirigintele de șantier este Dumnezeu în șantier, dacă vrea să facă treabă ca lumea. Poate opri oricând lucrările. Nu-l oprește absolut nimeni, decât dacă el face scris. Și atunci face scris, cum să vă spun, nu face înscris că vorba zboară. La constructor, la expert, la inspecția în construcție, la beneficiar, practic el este reprezentantul beneficiarului și vedeți aici este un conflict de interese, că de obicei sunt puși dirigenți care nu sunt în domeniu, că și ăla trebuie să fie tot în specialitatea respectivă și să aibă atestat că este recunoscut ca dirigent de șantier. Dar și spunem, treburile merg bine. Spune-mi un lucru pe care nu... Sau spune-mi cum crezi tu sau ce crezi că s-ar fi putut întâmpla acolo din punctul ăsta de vedere? Adică unde să ne uităm noi ca societate după greșeală? Nu, am uitat să precizez și faptul că dacă lucrările nu au fost finalizate, nu s-au făcut recepții sub nicio formă, nu trebuia să dea drumul la circulație pe podul respectiv. Plus că presupun că în expertize expertul a ținut cont că l-au fost, podul a fost construit în baza altor normative și a altui trafic. La vremea respectivă nu era traficul care este acum, înțelegeți? Deci asta e primul lucru. Trebuia să vadă traficul, suportă podul, traficul și vibrațiile pe care le produce în momentul transportului. Bună întrebare. Oare cine ar fi trebuit să răspundă la chestiunea asta? Da, sunt multe și să știți că de obicei sunt interese. Cum v-am spus, fiind conflict de interese între... Liliana, uite, ai pus punctul pe ei. Dom'le, sunt interese. Dar cine vrea cu tot cu interese să-și asume să facă pușcărie? Că știi că asta se termină cu pușcărie. Da, nu se face pușcărie pentru asta. Scuzați-mă, nu vă spărați. Nu se face pentru asta? Nu. Eu vreau să vă spun că am devenit dirigent de șantier în 89 și când am citit sarcinile de serviciu, știți ce scria? Răspuns material, moral și penal. Atunci am zis, aici trebuie să fii foarte atent,
într-adevăr să citești, să te documentezi, să fii tot timpul în pas cu tehnologia, cu toate normativele, să știi, să discuți, să te duci. Este foarte mult de muncă, adică un diriginte nu se duce acolo în vizită, cum auzi la radio, la noastră sau în acolo, fost în vizită. Păi nu te duci, domnule, în vizită, te duci să verifici calitatea unei execuții, nu te duci așa numai și verifici materialele, dacă sunt conforme, poate nu au fost materialele conforme. Mulțumesc mult! De asta mă întreb eu. Tu zici că nu se face pușcărie, eu aș îndrăzni să pun mâna în foc. Mesaj de pe Facebook. Mai știți acel inginer hidrografic dat afară pentru a face loc acelei doamne? Da, domnule, ne aducem aminte. Aici lucrurile se leagă. Poate nu mai avem experți de calitate, nici la stat, acolo. Adrian, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit! Eu văd ca principal vinovat tot sistemul. În sensul în care noi vrem să facem, să construim mult, pe din livor, pe bani puțin, să construiască mult, ieftin, ceea ce rezultă inevitabil, duce la construcții proaste. Factorii construcțiilor proaste pot fi multiple. În principal, subliniez aici proiectanții slab pregătiți, care subevaluează lucrările pentru că sumele ei le pun din partea de PT, sumele pentru proiecte. Dirigențiile de șantier la fel, subevaluate, părerea mea. În ce sens? Adică oamenii sunt plătiți mai prost decât trebuie? Da. Deci discutam din aur un coleg de-a meu 2-3% din valoarea de ce plus ne. Aia ar fi ideal să fie. În speță și eu sunt diriginte și reteist. În față nu vorbim lucru, pentru că poate avem mult de lucru și o ducem mai bine, dar cu lucrări multe o ducem bine. Cu lucrări, dacă ne-am ocupat de lucrări mai puține și mai serios, nu cred că ne-am descurcat. Păi, ce să faci? România e într-un plin proces de dezvoltare. Sunt bani de făcut infrastructură, avem program PNDL, am luat sau luăm bani de la Uniunea Europeană, miliarde de euro ca să facem drumuri, autostrăzi, rețea de cale ferată, știți că s-a bătut drulă pentru treaba asta și am mai vin să întreb cine și cum o să le construiască, adică în ce condiții de siguranță. Având în vedere la specialiștii care îi avem în ziua de astăzi, îi avem doar pe hârtie în șantiere, asta e realitatea, reteiștii îi avem doar la controlele obligatorii, când vin și ISC-urile, în rest nu îi avem în realitate. Inginerii, firmele care lucrează, poate au un inginer, doi, care împrăștie pe 4-5 șantiere, și atunci automat ajungem la rezultatele care le vedem. Deci e sărăcie, în fapt, și oamenii nu sunt bine plătiți, asta îmi spui? Da. Nu sunt bine plătiți pentru că, ce, nu sunt normate bine pe proiectele astea la bani? Pentru da, pornesc părerea mea de la partea de proiectare, unde ar trebui un pic mai multă atenție. Ca toți factorii implicați în proiecte să fie aduși la un numitor comun, adică să fie mulțumit. Dacă structura e mulțumit, nu neapărat că și dirigintele e mulțumit. Mulțumesc mult de răspunsurile tale. Vedeți că e o încrengătură care încetul cu încetul începe să iasă la suprafață. Dacă e o greșeală colectivă în această situație, dar cum v-ați gândit voi? Adică ați știut că se greșește ceva sau sunteți la nivelul acela în care nici nu mai bănuiți că se greșește? Cred că mai avem 2 minute la dispoziție. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Mihai. Alo, bună, bună. Bună ziua tuturor. Mihai de la Sibiu vă sună. Vreau să vă povestesc o întâmplare. Te rog. Am lucrat și eu, în fine, nu este domeniul meu de specialitate. Specialitatea este financiară la mine, dar tatăl meu a lucrat peste 20 de ani în construcții. A fost diriginte de șantier, șef de șantier, cum vreți să-i spuneți. Și a lucrat cu foarte multe feluri de oameni. Este o penurie foarte mare de calitate în domeniul construcțiilor, și la calificați și la necalificați. Iar dânsul s-a pensionat anticipat pentru că efectiv nu mai putea cu cine lucra. Adică erau
persoane necalificate. Și acum să vă povestesc întâmplarea. După ce a plecat dânsul dintr-o oarecare firmă, într-o lună de zile, nici măcar o lună de zile, a venit un muncitor biat la servici, care într-un sfert de oră de la prezența la locul de muncă s-a urcat pe o bordură să facă o treabă, a căzut jos, s-a lovit la cap și a murit. Singura scăpare a patronului, pentru că nu mai avea diriginte de șantier, având în vedere că poziția era vacantată de plecarea tatălui meu, dânsul l-a văzut pe angajat și a spus să plece acasă. Acest lucru, și martori având în vedere că a avut martori, l-a scăpat de pușcărie. Da. Singurul lucru, tata mai povestea despre șantier, dar singurul lucru care mi l-a transmis așa cu durere de inimă, adică cu durere de inimă, cu mulțumire, a fost următoarea chestiune. A spus: Mihai, sunt mulțumit că am putut să plec fără să am morți pe șantier. Dom'le, această concluzie a emisiunii noastre este una dintre cele mai amare. Dar dacă, slavă Domnului, nu au fost morți pe șantier, s-ar putea să fie în aceste accidente. V-ați gândit la chestiunea asta? Și aici, doar un noroc a făcut să fie doar o persoană vătămată. Sper că nu e gravă acea persoană vătămată. Dar dacă erau mai mulți oameni, dacă se întâmpla când trecea, știu eu, o mașină cu zeci de oameni, un autocar... Domnul Arsene zicea, când a preluat podul ăsta în noiembrie, că s-a făcut un test de rezistență, că rezistă la 340 de tone și ne-a asigurat că oricum nu o să fie niciodată 340 de tone. Și că a fost consolidat podul prin folosirea fibrelor de carbon, a materialelor speciale, are un comportament normal. E, acum mai stați și judecați și dumneavoastră dacă aceasta este normalitatea. Eu am lăsat aici câteva întrebări pentru autoritățile din România, dar și pentru oamenii care au lucrat acolo. Gândiți-vă și răspundeți. Ați știut și n-ați făcut nimic? Sau habar n-ați avut pe ce lume sunteți? România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă aștept și mâine, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.